dezvăluiri din culisele atacului asupra Siriei. Trump a vrut să renunțe, însă un telefon trimis l-a făcut să se răzgândească. Presubliniere-dintele francez Emmanuel Macron a declarat ce l-a convins pe omologul său american, Donald Trump, să mențină forțe SUA în Siria, reiterând ce rolul Franței în atacurile împotriva regimului de la Damasc a fost unul complet legitim, informează site-ul agenției de subliniere Reuters, potrivit Mediafax. Liderul de la Paris a afirmat că în convorbirile telefonice cu Trump înainte de atacurile aeriene de sâmbătă l-a convins pe presubliniere-dintele american să nu se retragă din Siria. În urmă cu 10 zile, presubliniere-dintele Trump spunea că SUA au datoria de a se retrage din Siria, a declarat Macron într-un interviu difuzat duminic de BFM TV, postul Radio RMC sublinierei publicația online Mediapart. Raed Arafat, protagonistul unui episod incredibil, a sunat la 112 ia minaiti ce este incendiul la un spital. Ce a urmat? L-am convins că este necesar să rămân acolo, a completat liderul de la Paris. Am avut legitimitate internațională complet de a acționa în acest cadru, a afirmat liderul francez în legătură cu atacurile aeriene lansate de SUA, Marea Britanie sublinierei Franca împotriva unor obiective militare siriene. Au fost 3 state membre ale Consiliului de Securitate, ONU, care au intervenit, a completat liderul francez. Macron a mai afirmat că Franca nu a declarat război regimului sirian, adugând că în urma atacurilor au fost distruse capacitățile de producție de arme chimice ale guvernului de la Damasc.